Bună ziua celor mici și celor mari! Vă mulțumim că astăzi sunteți alături de noi în această zi festivă, încărcată de bucurii și emoții, pentru că din acest moment declarăm oficial deschis noul an școlar 2022-2023 și vom inaugura cele două corpuri de clădire ale școlii gimnaziale numărul 1. Dar înainte de a prezenta invitații, aș vrea să avem un moment solemn și să ascultăm imnul. Bine că v-ați întors la școala voastră? Da! N-am auzit! Da! Ei, așa, da. Și cred că sunteți nerăbdători să intrați în școală să vedeți nu numai partea exterioară, ci și cea interioară. Știu, dar stați un pic, că avem aici de prezentat niște invitați de seamă care au făcut posibilă intrarea noastră astăzi în școală și cărora trebuie să le mulțumim cum se cuvine. Dar mai întâi, care credeți voi că e cel mai de seamă invitat? Ia să aud. Da. Cel mai de seamă, bun. Eu am altă idee. Mai spune cineva? Cred că cel mai de seamă invitat este, ia uitați-vă spre cer, Doamne, care este alături de noi, îi simțim prezența și cu Sfinții Lui și mai ales Sfântul de la capelă, priviți un pic în spate, ce sfânt este la capelă? Sfântul Spiridon, care mereu a vegheat la osteneala oamenilor și asupra lucrărilor. Și acum să începem cu invitații noștri. Avem invitați din partea autorităților județene și locale, din partea bisericii și voi toți copiii sunteți cei de casă și ea mai avem pe părinți și pe bunici și le mulțumim că sunteți azi aici. Din partea Consiliului Județean Bacău, este aici alături de noi, domnul Valentin Ivancea, mulțumim.
Din partea inspectoratului școlar general al județului Bacău, o avem aici pe doamna inspector școlar general, doamna Ana Maria Egarmin. Tot din partea inspectoratului școlar, îl avem pe domnul inspector teritorial Iulian Brânceanu. Din partea autorităților locale este alături de noi domnul primar, cu toată echipa sa, cu tot Consiliul Local, cărora le mulțumim din tot sufletul. Îl mai avem pe domnul comandant al poliției, domnul Agităriță Ionuț, și pe domnul comandant de la jandarmerie, domnul Coceaș Marius. Și din partea bisericii avem aici alături de noi pe domnul părintele protopop Ioan Burgăoanu, mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi, pe părinții de la parohia noastră, pe părintele Valentin Cojocaru și părintele Silviu Andrei Neicu, pe părintele Petru Toma și părintele Lucian Bartolomei, cărora le mulțumim că s-au rugat mereu și ne-au sprijinit și vor oficia momentul liturgic. Vă mulțumim foarte, foarte mult, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, distinsă doamnă inspector. Trebuie să fiți în asentimentul nostru că acest moment se datorează acestor părinți minunați. Sunteți aici părinții care ați îmbrăcat acest copil. Cel mai important invitat este copilul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din suflet. Și mai sunt niște invitați pe care nu-i vedem, sunt îngerii păzitori, mai ales că astăzi este și zi de luni. Și pentru că vreau să dau acordul necesar acestei zile și să fim împreună, vreau să vă întreb, ați fost la tabăra de vară de la Răducanu? Cine a fost prezent? A fost frumos? Dar parcă e slab așa, n-a spus nicio înghețată, nimic acolo, să aplaude cine a fost acolo, să aplaudăm, da? Foarte puțin. Și o rog pe doamna, profesor de religie, doamna Oana, să vină alături de noi și vom face, uitați-vă pe ceas, nu durează slujba noastră decât 7 minute, uitați-vă pe ceas, da? Ca să știți exact cât durează, da? Că știu că asta este o problemă pentru toți. Noi am făcut toată slujba, o să-ți facem o rugăciune scurtă, să punem cu tot sufletul, pentru că aceasta este căsuța dumneavoastră. S-a muncit foarte mult la ea, da? Și vă mulțumim foarte mult pentru că o meritați. Mulțumim celor care au lucrat la ea, celor care s-au ostenit, domnului primar, Consiliul Local și autorităților locale. Vă mulțumim mult și mulțumesc pentru invitație. Ideea este că eu sunt trimis aici la dumneavoastră și fac și o ascultare. 7 minute trebuie să mă suportați și pe mine, da? Vă mulțumesc foarte mult! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Spunem cu toții, Înger, Îngerașul meu, ce mi-te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă tare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. În tot locul mă păzește și de rele mă păzește. Amin. Și acum spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici, cu umilință aducem această mulțumire milostivirii Tale pentru binefacerile care au fost asupra copiilor, asupra părinților, învățătorilor, educatorilor, profesorilor și tuturor cadrelor didactice din toată țara noastră. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te lăudăm și ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, binecuvintează instituția aceasta, colegiul acesta ce se sfințește într-un numele prea Sfântului Tău nume,
că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace, sănătate, mântuire și binecuvântare, că sfânt ești pe toate le sfințești acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul creației Tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea Ta cea văzută și nevăzută. Cel care ai sădit în el minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, tot Cel care l-ai împodobit pe David cu darul înțelepciunii și pe Solomon, Tu, Părinte Ceresc, al cărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, i-ai uimit pe învățații din templu cu învățătura Sa cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțime a cerului Tău duhovnicesc îi vezi acum pe tinerii aceștia care stau în fața cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor, Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i de cursele rătăcilor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a sluji biserica, patria și neamul și păzește comara sufletului lor. Deprinde-i cu bucurie de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit și ai luminat inimile celor 24 de bătrâni, ale Sfinților Tăi ucenici și apostoli, ale Sfinților apostoli și evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, Cel ce-ai învățat și ai luminat pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, însuși acum, Doamne, luminează și inimile robilor Tăi acestora elevi, pentru rugăciunile prea binecuvântate, săvârșenoase, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, ocrotitoarea orașului nostru, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, ale cinstitului și măritului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Se binecuvintează și se sfințește școala aceasta cu această aghiasmă și cu harul preasfântului și bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează copiii, elevii și toți cei care lucrează în școala aceasta cu aghiasmă Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Te, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește între noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
domnule președinte Valentin Ivancea, domnule prefect, distinsă doamnă inspector general, domnule primar, doamnă director al colegiului gimnazial, vă rugăm din suflet să primiți din partea noastră un cuvânt de îmbrățișare pentru copiii aceștia minunați. Cuvântul pe care vreau să vi-l adresez dumneavoastră este acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea Dumnezeu sănătate, ajutor, pace și tot ce este de folos în această frumoasă școală ce s-a ridicat pentru dumneavoastră. Cuvântul nostru smerit nu vrea altceva decât să încercem să deschidă în sufletele dumneavoastră bucuria sfântă pe care Biserica o aduce de fiecare dată prin începutul noului an școlar. Să fiți binecuvântați, să fiți îngerii aceștei școli, iar pridvorul care s-a deschis al școlii în biserică să rămână veșnic în toate instituțiile din țara noastră binecuvântată de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți pace, bucurie și multă sănătate în noul an școlar. La mulți ani, copii, felicitări părinților și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim! Mulțumim preacuceniți părinți pentru momentul liturgic și acum, ca să nu stați prea mult copii, mai avem de făcut câteva prezentări, dar ca să știți pentru ce sunt prezentările, iarăși pentru mulțumiri, trebuie să știți că în 1933 a fost inaugurat corpul din vale, în 1985 a fost inaugurat corpul din spatele meu și astăzi, în 2022, inaugurăm totul cu altă structură în interior. Este afișată structura și nu mai citesc. Asta datorită echipei Alconep, căreia îi mulțumim foarte, foarte mult, condusă de domnul director Ilie Alecu, cu echipa sa de manager, domnul Marcel Pal, domnul Robert Alecu și domnul Ungureanu, care unii dintre ei, din binecuvântate pricini, așa cum zic Sfinții Părinți, nu sunt aici. Iar alături de invitații noștri îl avem pe domnul prefect al județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel, căruia îi mulțumim că este alături de noi și ne-a onorat cu prezența. În continuare, îi voi da cuvântul domnului primar Cristian Aurel Ciubotaru pentru a conduce alocuțiunile și inaugurarea școlii. Bună dimineața, distinse domnule prefect Lucian Bogdanel, distinse domnule de Consiliul Județean Valentin Ivancea, distinsă doamnă inspector școlar general, preacucernici părinți, părinte protopop și părinți, distins Consiliul Local și dumneavoastră, în primul rând părinților și cei mai frumoși copii dintre Ogna sunt aici pe această stradă. Eu cred că astăzi este o emoție pentru toți, pentru că revenim într-o școală încărcată de istorie, ceea ce a spus și doamna director, și iată că finanțările generale, finanțările europene, finanțările guvernamentale, finanțările locale au făcut posibil ca într-un timp această școală să fie transformată. Este o școală modernă, cu spații frumoase, cu tot ce ține de dezvoltarea unui sistem de învățământ modern, ancorat în realitățile zilei și în realitățile europene. Eu vreau să vă mulțumesc, în primul rând, că ați avut răbdare, ați avut încredere, pentru că n-a fost simplu ca toți oamenii, toți copiii, toți părinții din această zonă a orașului, din zona de vest, să-i translatăm pentru 2 ani de zile în zona de est, cu toate frământările noastre, dar iată că așteptarea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că suntem astăzi împreună, este cel mai emoționant moment, pentru că deschiderea unui astfel de obiectiv nu se întâmplă în fiecare zi. Îmi doresc alături de echipa din primărie și echipa de consilier local și sprijiniți de toate instituțiile guvernamentale, locale, județene și preacucenice părinți, lucrurile să se rânduiască și în curând să deschidem și investiția de la școala numărul 2, o investiție similară. Iată că valorile sunt în jur de 20 de milioane de lei, și acest lucru nu face decât să ne onoreze și vreau să vă mulțumesc tuturor instituțiilor care ați pus umărul,
pentru ca acest obiectiv să prindă culoare, să prindă frumusețe. Vă mulțumesc, vă urez succes în noul an, în noua provocare, să aveți sănătate, să aveți încredere și tot ce vă doriți. Mulțumesc distinsului corp al de învățământ, pentru că sunt convins că actul de învățământ de aici, din această școală, va fi de înaltă ținută. Vă urez succes și invit aici alături de noi să ne transmită un gând, un mesaj, o felicitare pe domnul prefect al județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel. Bună ziua, dragi copii! Bună ziua, părinți! Bună ziua, doamnelor și domnilor profesori! Cred că rolul școlii este acela de a transforma ghemotoacele din fața noastră de aici în oameni și cred că pentru a realiza acest deziderat, parteneriatul dintre școală, părinți, familie și autorități este unul fundamental. Din perspectiva Ministerului Afacerilor Interne, avem alături de noi poliția, jandarmeria, pompierii și vă rog să vă bizuiți pe suportul acestor instituții, pentru că împreună concurăm la un act educațional care să se deruleze în siguranță și ordine publică. Vă mulțumesc, succes în nouul an școlar și la cât mai multe rezultate! Mulțumim, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, da? Mulțumim pentru tot sprijinul care îl oferă Consiliul Județean prin dumneavoastră, pentru investițiile care le derulăm în oraș, pentru parteneriatele funcționale și să știți că cu puținii noștri bănuți și cu sprijinul dumneavoastră și a instituției pe care o reprezentați, Târgu Ocna a pornit pe un drum frumos. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc de invitație, dragi părinți, dragi profesori, stimați copii și dragi copii, să știți că noi suntem aici pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră suntem, dragi copii, fiecare dintre dumneavoastră aici aduceți un bine localității din care faceți parte. Eu cred că nimic nu este fără Dumnezeu, dar nimic nu poate deveni fără învățătură. Vă urez să învățați, vă urez să fiți sănătoși și vă urez să aveți un viitor bun, așa cum meritați. Mulțumesc încă o dată și vă doresc tot ce mai bun. Mulțumim, domnule președinte. Un gând. Avem astăzi onoarea să avem pentru prima oară pe doamna inspector școlar general în Târgu Ocna, doamna Ana Maria Egarmin, pe care doresc să ne transmită câteva lucruri. Mulțumesc, sper că nu pentru ultima oară. Ce să vă spun, încerc și eu vreo 7 vorbe, așa, că tot vorbeam despre 7 minute, 7 vorbe bune, 7 vorbe din suflet, că sunteți frumoși, se vede, știți asta, că trebuie să învățați, vă spunem noi cei mai mari, profesori, părinți, în așa fel încât dragi copii să reușiți în viață. Așa cum părintele spunea, sunteți îmbrăcați astăzi atât de frumos, îmbrăcămintea aceasta trebuie să o transferăm și pe interior, în sensul că doar a înțelege ce ni se întâmplă în viață, a înțelege că singura noastră șansă de a răzbate de multe ori, în multe circunstanțe ale vieții, e și învățătura, e și disponibilitatea noastră de a socializa, de a ne arăta empatia, prietenia, în așa fel încât să salvăm contexte în care umanul e ceea ce contează mai mult. Cei mai mici, cei de la clasa pregătitoare, cu atâtea emoții în suflet, expuse, bineînțeles, în ochișorii aceia care arată și un pic de somnolență, dar și voioșia momentului. Celor mai mici vă doresc să aveți puterea alături de familie, de învățătorii voștri, să treceți prin ceea ce ar trebui ca școala să reprezinte, voioșie, bucurie și învățătură. Doamne ajută, toate cele bune! Mulțumim, doamna inspector școlar general, și permiteți-mi ca în numele dumneavoastră să oferim așa, doamne inspector general,
pentru bun venit între ochi, n-au un simplu. Mulțumesc, florile sunteți voi, dragi copii, mulțumesc! Da, mulțumim! Avem aici alături de noi oamenii care veghează în fiecare zi și noapte, ca dumneavoastră să circulați, să fiți păziți în permanentă, să fie o stare de liniște, de încredere, de a circula frumos acasă și spre școală. Invităm aici pe reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, pe domnul comandant al Poliției orașului Târgu Ocna, domnul Ajitărițe Ionuț. Bună ziua! În primul rând aș vrea să vă transmit niște gânduri personale. În mijlocul dumneavoastră este doamna mea învățătoare. Sunt foarte emoționat și mândru de momentul ăsta. Ciclul gimnazial la 5-8 l-am făcut tot la școala numărul 1. Și o să vă citesc în continuare că mă inund de emoții. Bună ziua! Începem un nou an școlar împreună, elevi, cadre didactice, părinți, polițiști, în care ne dorim ca după emoția de astăzi, colaborarea școală-familie-poliție să reînceapă cu implicare și încredere, astfel încât eforturile noastre să le asigure copiilor un mediu sigur. Vă asigurăm că vă vom fi alături în apropierea unității de învățământ pe traseile către școală și către casă. Vom concepe și desfășura programe și activități de informare și prevenire, vom fi la întâlniri cu elevii și le vom spune cum să acționeze atunci când sunt puși în situații dificile pe stradă, la școală, când sunt singuri acasă sau folosesc internetul. Vă urăm tuturor un an școlar plin de reușite și împliniri și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare ca parteneri în procesul de educație. Vă mulțumim! Mulțumesc, domnule comandant! Și cum timpul ăsta niciodată nu este în favoarea noastră și faptul că oficialitățile județului sunt într-un maraton prin județ, permiteți-ne ca noi să eu să-i însoțesc și să le deschid ușa să viziteze frumoasa noastră investiție, dumneavoastră, prin vocea distinșilor doamne director, să primiți și copiii cum sunteți repartizați la clase. Vă doresc multă, multă sănătate, putere de învățat, dumneavoastră, părinții, să-i sprijiniți și să ne vedem sănătoși. La mulți ani! Cât timp noi o să vizităm școala, domnul de la jandarmerie are câteva gânduri să vă explice, să vă povestească, după care părintele încheie alocuțiunile și urmează prezentarea cadrelor noi, după care prezentarea copiilor de la clasa pregătitoare. Bună ziua! În calitate de reprezentant al postului de jandarm Târgu Ocna, doresc să vă asigur că pentru noi constituie o prioritate siguranța instituțiilor de învățământ. Nu ezitați ca de fiecare dată când întâmpinați probleme să ne solicitați sprijinul pentru ca împreună să găsim soluții. Doresc atât elevilor cât și profesorilor succes în noul an școlar. Vă mulțumesc! Știu că momentul este emoționant și nu trebuie prelungit. Atât spunem din partea parohiei Precista, parohia care, să spunem, are bucuria de a avea parteneriate frumoase cu școala numărul 1 Târgu Ocna, atât pentru părinți, cât și pentru voi, dragi elevi, că este important să căutăm permanent modele. M-am uitat de dimineață în calendar și am văzut două modele care mie mi-au plăcut și vă îndemn să citiți despre ele. Se numesc Dreptul Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sfântul Ioan Botezătorul. Nu au putut avea copii până la o vârstă înaintată. Dar atunci când Dumnezeu le-a dăruit un copil, le-a arătat că a fost cea mai mare investiție duhovnicească și a fost un om ales. Închei prin versurile poetului Lucian Blaga, care ne făcea pe noi conștienți, cei maturi față de copii, de responsabilitatea pe care o avem și în același timp de darul pe care copiii l-au primit. El spunea așa: O Doamne,
Copiii sunt rupți din strălucirea ta. Ei nu fac parte din lumea noastră, ci își construiesc lumea ei înșiși. Ajutați-le de fiecare dată pe odraslele dumneavoastră, pe copiii noștri dragi, împreună cu dascălii care au fost trimiși de divinitate, să-și construiască copiii viitorul ei înșiși, fundamentat pe două mari valori: continuitate prin credință și cultură. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze în veci. Amin. Mulțumim. Și acum, în momentul în care voi striga cele două cadre noi, aș ruga clasele a 8-a să vină să facă podul pentru piticii noștri din clasele pregătitoare. O rog pe doamna învățătoare de la pregătitoare A să vină cu lista să strige copiii, iar copiii se vor alinia aici în față ca să-i vedeți. Le creăm și mai mari emoții. Cadrele noi de anul ăsta sunt Barabașa Oana, profesor de muzică, o fost absolventă de a școlii gimnaziale numărul 1, are doar 22 de ani și s-a reîntors ca profesor la școală. Aș dori, din rândul dumneavoastră, dragi elevi, să avem câte mai multe cadre didactice noi peste 8 ani. Sau mai mult. Un alt cadru didactic nou, doamna învățătoare de la pregătitoare C, doamna Busuioc Nicoleta, o să fie aici în momentul când strigă noi elevi. Nu, pregătitoare ce e, doamna? Și avem un cadru didactic titular al școlii gimnaziale numărul 1, doamna învățătoare Rusu Nicoleta, la clasa 1A. Deci va duce toată generația până în clasa a 4-a. Inclusiv. La clasa pregătitoare A sunt înscriși următorii elevi. Eu am să vă stric și o să vă rog să veniți aici lângă mine. Beneshir Adam, Bogdan Mihaela, Botezatul Mihnea Ștefan, Broască Adelina, Crișmaru Eva, Deliu Maria, Docan Dragoș Petru, Dragomir Maria, Grigoraș Patricia, Hârbu Andrei, Iaru Alex Gabriel, Mânecuță Teodor Adrian, Meșterca Maria Nicol, Moise Raluca Maria, Pogan Roxana Mariana, Saz Marian Florin, Sima Denis Cristian, Socaci Eva Maria, Tecaru Eduard Ionuț, Toia Ianis Cosmin, Viza David Andrei, Voicu David Cristian. Împreună cu copiii și cu părinții o să mergem în sala de clasă. Deci însoțiți de doamna învățătoare care vă duce în sala voastră de clasă, doamna învățătoare Dumitrașcu Carmen. O luăm pe podul de flori și părinții pot intra. Aplaudați că au emoții și eu am emoții. Vă dați seama că vor vedea pentru prima dată sala de clasă? Să pregătești doamna de la pregătitoare B, Moraru Andreea, îi strigăm pe pitici. Bună ziua! Birtea Darius Andrei,
Birtea Darius Andrei, Birtea Valentin Ionuț, Chiriac Daria Elena, Cociaș Daria Maria, Dofteanu Andrei Constantin, Dofteanu Maia Diana, Doganu Sebastian, Ferăstăoaru Ana Ingrid, Hârlea Silvia Antonia, Iosub Matei Ionuț, Marcu Ștefania Alexandra, Martin Larisa Claudia, Martin Laura Maria, Panțăru Denis Andrei, Spoială Denis Gabriel, Spoială Octavian Constantin, Șerban Petru, Șiloche Ana Maria, Țântaru Daria Andreea, Țifrea Ștefania, Tutuianu Maria Narcisa, Văsâi Daria Ioana. Succes tuturor copiilor și să aveți un an cât mai bun! Aplaudați-i, că și ei au emoții. Vor merge în clasă, după doamna învățătoare Moraru Andreea, la etajul 2. Părinții pot să îi însoțească și se pregătesc elevii de la pregătitoare C, doamna învățătoare Busuioc Nicoleta. Pregătitoare C, Vodea Alexandru. Gordon Francesca, Butnaru Florin, Joanca Beatriz, Ciobanu Vanessa, Ciubotariu Tavi, Crăciun Davi, Bogoașă Dragoș, Horvat Fabian, Luață Andrei, Miriuță Rebecca, Nicolenco Maria, Rundaru Petru, Șiloche Constantin, și Spiridon Alexandru. Vă mulțumesc! Succes în noul an școlar! Ochii pe doamna învățătoare și o să vă duceți după dânsa în clasă însoțiți de părinți. Aplaudați-i și pe ei!
Și ei au emoții. Încerc să nu te împiedici. Și ca să păstrăm o ordine, se vor retrage și cei de-a opta, împreună cu diriginții, după care intră în ordine clasa a întâia a doamna Rusu Nicoleta, cu elevii și părinții, da? Copii, fiți atenți la doamna învățătoare și puteți... Clasele a 8-a intră în școală, acum vă duceți la clasele voastre la etajul 3, clasa a 8-a intră în școală. Vă ștergeți pe picioare. Se pregătește clasa 1-a A, doamna Rusu, puteți merge. După care 1-B, Dojoan Semeș, Victorița,